Astăzi este sâmbătă 27 noiembrie 2010 și mă aflu în municipiul Piatra Neamț la expoziția națională organizată de către FCPR. Stau de vorbă cu domnul, cu tânărul Andrei Mocanu din Bacău. Bună ziua, domnul Mocanu! Bună ziua! Ce faceți? Ce să facem? Pe aici, la expoziție. Cum e? Eu știu că sunteți un crescător tânăr, un crescător foarte pasionat, cu rezultate bune și constante în ultimii ani, la nivel județean și național, e adevărat? Așa se spune, așa ar fi. Ne puteți spune câteva cuvinte despre rezultatele obținute dumneavoastră în 2010, pe plan sportiv, dacă sunteți mulțumit? În 2010 am avut cam cel mai bun an din viața mea. Am început cu un lot de plumbei relativ restrâns, 29 de plumbei, la etapele de fond și maraton. Am reușit să realizez 11 norme, 11 plumbei, unii dintre ei având câte 4 norme la 4 categorii diferite. Cel mai mult prefer etapele de fond și mare fund. Anul acesta a fost, cum am spus, cel mai bun din viața mea. Despre porumbeii pe care aveți prezenți anul acesta în expoziție, ne puteți spune câteva cuvinte? Anul acesta am în expoziție o femelă, care este locul 4 național mare fond tineret, locul 11 național as fond tineret și locul 32 național fond mic. Această femelă se trage din mascul de la Petrache Florile, din județul Neamț. Ambii părinți ai masculului s-au fost porumbei din Olimpiadă. Iar femeia, mama femeii, este originală Eric Lindu. Așa, pe etapa au venit, cea mai bună etapă anul acesta a fost o etapă de Darboli, în care ambele femeile au venit, două surori am avut, locul 1 și locul 2 pe tot județul, la etapa de 680 km. Vă considerați un crescător răbdător cu porumbei? Le acordați multe șanse? Limită. Eu nu pot să am răbdare cu un porumbel 3 ani de zile să facă niște rezultate modeste. Am o vorbă, ziua bună se cunoaște de dimineață. Deci la un an de zile trebuie să facă normă sau măcar să aibă două etape pasate bine. Dar porumbeii care considerați că nu corespund în crescătorie și îi eliminați, după ce criterii o faceți? Da, după criteriul rezultatelor. Rezultate? Dar nu elimin, îi zbor până nu mai vin acasă. Am înțeles. Nu s-a dreptul să elimin porumbelul, să-i rup gâtul sau de altfel. Așa am o poveste cu un porumbel care spunea asmatic. Masculul tardiv din 2008. În 2009 el are un hârcăit, ca și cum ar fi bolnav cu căi respiratorii. L-am tratat cu tot felul de medicamente, nimic. Și în 2009 l-am zburat până la distanța de 770 km, la o etapă. Acolo mi-a venit al cincilea pe cușcă, având 3 pene schimbate în aripă. Deci el a zburat în 7 pene. Văzându-i devotamentul și voința care o are, l-am păstrat. Anul acesta are 7 clasări, între care 5 fonduri. Și are 2 viteze în care are 3 puncte de penalizare în 2 viteze. La noi în zonă se zboară doar 2 viteze, un demifond și 5 fonduri. Și restul fonduri, da. Considerați că norocul își are importanța lui în sportul columbofil? Norocul într-o oarecare măsură și are rolul lui. Pentru că este un lanț care nu fiecare are veriga lui. Una mai mică, una mai mare. Dar fără noroc nu faci nimic în viață. Nu numai la porumbei. Eu vă mulțumesc mult, domnul Mocanu, pentru amabilitate. Vă felicit pentru rezultatele pe care mulțumesc. Le-ați înregistrat și vă doresc în continuare mult succes. Mulțumesc frumos. Cu stimă. Mai bine.